Astăzi am angajat o fată ca să mă învețe Minecraft. Ea n-are nicio idee că eu știu să mă joc Minecraft sau că fac YouTube, deci o să fie destul de amuzant. Am întrebat-o dacă jucăm în 10 minute și a zis 25. E bine, ok, îmi scrii tu. Și acum așteptăm să ne sune și să vedem cum o să decurgă toată situația. Dacă vă plac clipurile de genul, poate o să mai facem și o să mai trolăm alți oameni. Dacă dați acolo un like și un subscribe, nu știu, mi-e cam frică, nu știu cum o să decurgă. 2000 years later. Suntem gata să inițiem apelul, băieți. Let's go. Ciao. Bună, bună. Ce faci? Bine, tu? Bine. Ai mai jucat Minecraft? Gen, așa mai bine că eu nu prea știu și de-aia am zis că măcar să văd cineva să mă mai învețe, că eu sunt varză. Ceva știu. Măi, bine, hai că ne descurcăm, zic eu. Ai reușit să faci server? Da, stai că... Bun, păi am zis să jucăm așa un survival, nu știu, că am zis că mă apuc și eu de... N-am mai jucat Minecraft de poho, de, nu știu, de când, acum 3 ani, cred că am jucat ultima oară. Da, nici eu n-am mai jucat. Stai să fac sensibilitatea mai mică. Dar tu știi deja, îți faci și setări și de-astea. Înseamnă că te pricep, nu? Nu, dar cred că toată lumea știe să-și facă... Păi nici nu umblu la alea, eu m-am obișnuit așa cum sunt, cum ți-e dă jocul. Da, și nu ți se pare că, nu știu, că merge prea repede? No, eu... Junior? Sincer, mă joc așa și la CS când mai joc, le las pe alea normale și doar mă joc. Vreau să mă apuc de Minecraft și dacă n-am prieteni, că eu sunt așa mai antisocial, am zis că... Na, să mă joc și eu cu cineva așa, un survival așa, nu știu. Gen, habar n-am ce fac, ca idee, gen, tu trebuie să mă înveți. Asta e datoria ta. Ok, deci, regula de aur, când se face noapte, trebuie să mergem undeva, să nu stăm pe afară. Ok. Mergem într-o peșteră. Mergem în peșteră? Păi nu e nașpa în peșteră, nu-s muștii de-astea. Ne descurcăm. Bine că au băgat cărticica asta, că eu nu țin rețetele astea pe din afară, nu le țin minte niciodată, nu știu. De... Ai văzut noile update-uri la cave-uri? Nu, ultima oară cred că m-am jucat, nu știu, era unul... 15, cred că, sau nu știu, de asta n-am jucat pe versiunea asta nouă. Adică am luat acum un server, dar nu știu, că na, mi-a intrat bursa și am zis și eu că... E foarte amuzant dacă te joci mai mult, uite, fă-ți un pic ex de piatră. Oh, ce drăguț din partea ta, ia uite aici, bine. Hai că asta știam și eu să-l fac pic ex-ul, dar nici chiar așa, am mai jucat și eu. Stai așa să fac și o sabie, cred că știu să fac și o sabie, ce crezi? Să-ți faci, nu sabie, să-ți faci topor din ăla, că dă mai topor? Mult. Topor? Nu cred, nu pot să cred. Tu mă minți, mă la mișto. Nu te ia la mișto, e mai bun. Da? Da, ia uite că scrie nouă. Mamă. Wow, nu cred. Wow, când s-a băgat asta? Eu nu știam de chestia asta. Pe vremea mea. Wow, sunt ca bunicii aia pe vremea mea. Sens, mi s-a părut așa, mi s-a făcut așa un chef de Minecraft, mă uit la YouTuber din ăștia la noi, nu știu dacă tu ești pe YouTube. Da, mă, și pe YouTube uneori. Da, nu știu, m-am înnebunit că-mi tot apar clipuri de la Ganicus, nu știu dacă îl știi, dar sau că te uiți. Nu m-am uitat la videoclipuri cu Minecraft, doar că... Aveam 11 ani și mă uitam la Max și altele de mult. Wow! Păi și acum câți ani ai, dacă zice că te uite? 18. Mulți înainte. Mersi, tu câți ani ai? Să nu spui 30. 16, naiba. Ești așa micuț? Da, fițeles că încă sunt la liceu, clasa 10-a. Și îți place? Pe ce profil ești? Pe profil economic. Nu știu, nu prea vorbesc, am zis că nu prea vorbesc eu cu colegii așa mult. Sunt mai așa, mai antisocial. Nu știu, mi-e frică să merg acolo. Ăsta nu scade în cap? Cred că îmi cade în cap. Ești de acolo. Mamă! Bă, jocul ăsta e prea periculos pentru mine. Mamă! Să că eu i-am dat cu găina în el, ești nebun? Doamne. Mamă, nu mai știam ce să scot, toporul, sabia, tu mi-ai zis cu toporul, eu știam cu sabia. Dar ce, te-ai înțeleg. Făcut și sabie? Mi-am făcut și sabie, ia uite ce crezi, am tot acâmul. Păi și găina asta ce face? E copilul nostru, ce e asta aici? Dacă găsim diamante, înseamnă că suntem profesioniști, așa am auzit. Corect, acum sunt mult mai rare diamantele. Mai rare? Da. Wow. Trebuie să luăm ceva mâncare, că... Mamă, ai grijă că eu stai aici între noi, bă. Mamă, să mă bată. Mamă, stai că de ăștia mi-e frică că nu știu. Nu ai murit. Nu cred. Ce? Că ai murit. Cum ai murit? Dar nu l-am văzut, mă luptam cu zombi, au venit spre mine. Nu știu că eu mă băteam cu altul. Vreau să mă ajut cu ăsta că mi-e frică de el. Mamă, gata, cred că am murit. Mamă. Mamă, vine și ăla, vine și ăsta, vine toți. Mamă, jocul ăsta e horror, nu știu. Eu zic să mai schimbăm pe altceva. Jucăm jumătate de oră Minecraft, jumătate de oră
altceva. Mamă, nu mai batem pe ăsta. Nu-l mai batem pe ăsta. Mamă, vezi și bă, a căzut de sus ăsta. Oh. Oh my god. O, Minecraft sunt mai ok decât sunt în realitate, că mai mult mă sper în realitate eu. Doamne, e prea horror jocul ăsta. Trebuie să ne facem un pat ceva, mai cred că. Mai vine unul, mai. Nu cred că mai vine unul. Doi. Doamne. Ce e aici? Doamne, ferește, eu nu mă bag, nu mă bag, nu știu. Am fugit, fugi și tu, fugi și tu. Eu nu mai pot să fug. Nu cred că mor iar. Mamă, ce e aici de creeperi? Doamne, nu pot să cred. Bine că ne păstrăm itemele, cred că de la server am pus eu ceva, nu mai știu. Mi se pare că se spawnează gen fix lângă tine. Ce păi mei. Da, nu știu, mamă, dar ce e aici afară? Dar cred că așa e jocul, nu știu. Dar când mă jucam eu nu era așa, nu se spawnau așa mulți. Cred că de asta trebuia să stăm aici în cable-ul ăsta până dimineața. Mamă, ce e aici la mine, nici n-ai idee ce e aici. Cred că n-ai idee ce e aici, mamă. Mamă, hai că nu mai găsim diamante stilul ăsta. Ne ia la mișto jocul. Mamă, stai că mi-e frică să mă arunc așa. Bă, știi și parkour? Deci știi ceva, te-ai mai jucat așa. Mai mult decât mine, parcă. Aveam un server cu prietene mai de mult. Ah, da, cred că toată lumea s-a jucat așa între prieteni. Și care e faza cu site-ul ăsta, așa e mișto? Cu chestia asta, că joci așa cu multă lume, nu știu. Da, e mișto. Mă, că sunt tare mulți dubioși. Ți-am spus, eu n-am nicio treabă, am luat acum bursa și am zis și eu că n-am eu prieteni, așa că nu mai dădeam bani, dar dacă n-ai prieteni, asta-i. Da, ai anxietate sau pur și simplu nu? Nu-ți place să vorbești cu ei? Nu știu, nu prea mă bag așa lumea în seamă, nici eu nu prea mă bag și stau așa la locul meu. Și acum sunt așa, am emoții, nu știu, că n-am mai vorbit până acum, eu nu prea vorbesc nici cu fete, e mai așa. Păi cu mine vorbești. Păi acum vorbesc cu tine, dar în afară de tine și mama, cine mai vorbesc? Nu mai vorbesc cu nimeni. Păi ce? M-am mai aruncat ăla, bă, o luăm oceanul, ce facem aici? Și ai voie pe site-ul ăsta la 16 ani? Păi, nu știu, am pus și 18 acolo, 16, 18, tot aia. Ce să mai, contează așa mult? Nu, dar credeam că sunt foarte multe fete de aici, au site-uri din alea, de OnlyFans. Ah, nu, eu doar vreau să mă joc așa, cineva, n-am treabă cu de-astea, cu păcate de-astea. Eu mă duc duminica la biserică cu mama, nu, n-am de-astea. Ăsta am zis că e iron, dar acum văd că e cupru, am zis că, ce vă ăsta, că nici nu era când mă jucam eu. Nu prea te ajută cu ceva. Nu prea te ajută, la mișto, l-au băgat așa să fie. Poți să faci blocuri, da. Blocuri e și... Uite, și ăsta e bloc, na. Ce să mai. Dar trebuie să găsim o mină, ceva să ne mai... Bine, când ne-am aventurat ultima oară n-a fost prea bine, dar... Asta e acum. Ce să facem? Voiam să mergem pe aici, dar e un creeper și mi-e teama că iar murim. Păi nu-l batem, că suntem doi. Mamă, da, trage și ăla după mine. Vrei să fac? L-am bătut, ești nebun? Wow! Când am omorât un monstru ultima oară pe Minecraft, nici nu știu. Mamă, uite creeper-ul. Mamă, și mai e unul, mai e unul, ai grijă, ai grijă. Mamă, ăla de unde a apărut, frate? Wow! Ok, hai că ne percepem, am bătut chiar mulți monștri. Uite delfini, dacă... Delfini? Da, vezi? Doamne, câte chestii s-au băgat, nu pot să cred. Cred că au trecut mai mult de 3 ani de când m-au jucat ultima oară, nu știu cât a trecut. Hai să-i dăm în aventură. Wow, nu pot să cred și o controlez, tu, eu stau pe spate, nu trebuie să mă joc. Uite că văd pământ, e bine, mergem bine. Am descoperit America, că și așa învățam azi la istorie. Uite, vezi asta? Lemnul ăsta aici în apă. A, și uite că e ca o barcă, corabie din asta, da, ai dreptate. Vrei să găsim comara? Mă, hai să găsim comara. Ce în comoră? Găsim diamante? Dacă găsim diamante, e cea mai tare. Mă mai joc cu tine dacă mai găsim diamante. Nu găsești diamante, găsești... Dar se face noapte și mie mi-e frică acum să stau. Ai dreptate, hai să fugim că... Stăm aici noaptea. Aici? Da, unde vrei să stai? Păi ce e aici? Că vin moșii peste noi. Păi nu știu ce să zic de locul ăsta. Mamă, dar nu vreau aici jos, nu vreau aici jos. Aoleu! Nu vreau aici jos. Mamă, cred că încep ăștia să se spawneze, că nu erau până acum. Mamă, ajută-mă, că mă bate ăsta, îi dau cu carnea. Hai că-i dăm bine, îi dau cu carnea. Mamă, l-am bătut cu carnea, tu-ți dai seama? Vrei să vezi și tu harta, să vezi pe unde trebuie să mergem? Chiar sunt curios, nu cred că am văzut vreodată asta. A, și ăștia suntem noi aici, și noi unde trebuie să ajungem, practic? Nu e acolo ceva pe hartă, nu arată ceva? Nu. Că arăta. Nu știu, uite. Dă-mi înapoi puțin. Adică eu văd pe unde sunt eu, cum ar veni. Gata, punem așa. Gata, nu mai plecăm nicăieri. Și stăm aici la lumina torței și povestim povești, nu știu ce facem.
Stăm aici toată seara, ce facem? Nu știu, minăm în jos, ce să facem? Minăm în jos? Păi eu știu că nu e bine să minezi în jos. M-am uitat la un clip pe YouTube. Zicea de chestia asta că... Da, minezi așa, nu minezi drept în jos. Aaa. Mamă, dar tu chiar știi tactici din astea? Zici că tu nu te uita pe YouTube, dar tu știi de astea. Mamă, eu mă uit pe YouTube și tu nu știu. Da, eu mă jucam mai mult cu... pe creative cu colegii mei, nu știu. Așa, survival niciodată n-am făcut ca lumea așa. Ești builder? Îți place să construiești? Da, e mai interesant așa, adică și survival-ul e mișto, dar nu știu, eu făceam, nu știu, tot felul, case, pătrate, dreptunghiuri, tot ce vrei să făceam. N-ai văzut așa constructor ca mine. Acum sunt destul de bătrân, la 16 ani deja mă doare și spatele, am mai multe probleme. Tu la 18 cred că, nu știu, nu mai poți, a? Nu. Nu te simți așa bătrână? Mamă, dar e numai 2 ani diferență. Păi... așa bătrânăz pentru tine. Păi 2 ani diferență e mult așa, nu știu, adică eu acum 2 ani nu mai știu ce făceam. Joci mai multe jocuri, presupun, nu? Nu foarte multe, nu prea am timp. N-ai timp? Păi ce? De ce? Ai bacul? Nu, sau l-ai dat? S-a 11-a. Aaa. A, păi ești doar cu o clasă mai mare decât mine înseamnă. Nu mai ești așa bătrân atunci. Mamă, mi-e frică să mă duc. Și dacă mor? În dreapta. Zim ultimele cuvinte, dacă nu mai mor, dacă mor acum. Ia. Lasă că stai te pe din nou. Astea sunt ultimele cuvinte, mamă, ce e ce? Ia uite-l. Mamă, e verde și urât. E verde și urât, sau se uită la mine. Bine. Mamă, știi să urce scările, dă-te. Mamă! Ia. Ia. Zi tu. Să-l omorâm. Mamă, ce am făcut, nu pot să cred, ai văzut-o? Vezi, se vede că mă uit pe YouTube. Ia, mamă, vino să-l vezi ce urât e. Ia, du-te acolo. N-ai murit, e bine. Ești foarte amuzant. A fost un test să văd dacă joci bine. Uite, ai văzut că te-ai descurcat, am avut încredere. Hai că n-a fost așa, gata, scuze, îmi pare rău. Sper că nu te-ai supărat pe mine. Așa mai glumesc eu. Că e Iron, o mă duc partea asta. Mamă, e prima oară când am găsit și noi Iron. Deci înseamnă că următoarele sunt diamante. Mamă, am găsit ăsta albastru, cum se numește? Nu diamant. Lapis? Da. Lapis de ăla. Da. Cum ai zis? Ladis se numește? Lapis. A, cu P, lapis. Am scris Ladis, nu știu ce știam eu Ladis. Da, mai stat și jumătate de oră să sparg cu ăsta de piatră. Am îmbătrânit, mă apropii de vârsta ta, cred că. Da, ești de treabă așa, poate mai jucăm dacă e să mai... Mersi. Dacă mai au așa mai multe order-uri, e așa un bundle, nu știu, iau 5 de-astea și mai e o oră gratis sau cum vine? Pentru tine pot să fac. Pentru mine special? Da. Păi cum, așa ok sunt față de ceilalți sau cum? No, păi dacă ceilalți nu știu. Adică okay. Nu știu. Adică cu tine e foarte... fanii să joci, ești amuzant, ești român, e de treabă. A, apreciez, da, ți-am spus că și mie îmi place să jucăm. Dacă mai cumperi de 2 ori, e gratis a patra oară. Mamă, nu cred! Oferta nouă asta, nu pot refuza oferta asta. Pentru tine, domnișoară, am papuci. Atât se poate. Asta este bugetul. Eu am și izmene, dar asta este, acum... Te poți duce tu, că ești mai... Mamă, ai grijă la asta, că a căzut! A căzut de sus! Câtă viață mai ai? Mi-a scăzut doar 2 inimi. De la pantofii mei, cred că. Wow, chiar te-au salvat pantofii. Tu ești ok? Da, eu m-am speriat, l-am aruncat în tine, direct. Wow, mi-e frică acolo, du-te tu, nu știu. Eu? Adică, eu gentleman. Privesc din spate, nu știu. Bine, hai că mergem amândoi așa împreună, de mână, ia. 12 seconds later. Mama, ai grijă că a venit ăla de sus! Mă, ai gura aurită, cred că. Că tu ai zis că vine Clifford-ul, doamne. Și aici... Mamă, vină un coace. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e acolo. Mamă, ăsta e rar. Mamă, ce e aici? Mamă, nu cred. Ia uite manele. Ne-au dat. Wow, uite. Și Golden Apple. Unul mie, unul ție. Wow, ia uite.
Am și eu manele și, și tu ai manele și mere și de toate avem. Diamante, dacă mai găsim, suntem cei mai șmecheri. Să nu cazi. Da, încerc să nu cazi. Mă uit aici după diamante, dar nu văd nimic. Le-ți-am zis. Aoleu, m-am dus, ești nebun? Nu cred. Nu pot să cred. Și mi-ai zis să nu cad, dar m-am uitat după diamante. Tu mai ești cu mine? Da. Stai că, cred că se întrerupsese Discord o secundă sau nu știu care e faza. Ia vino aici în spate! Tu ai văzut asta? Mă, și aici e plin de torțe, nu pot să cred. Ăsta aici? Nu, nu l-am văzut. Păi și am trecut așa peste el. Wow! Mă, noi chiar suntem chiori. Bine, tu ești. O să dau vina pe tine, că tu... tu te uitai. Asta este. Wow, câte avem? 3 diamante? Mm-hmm. Vrei să le ții? Mamă, da, ar fi onoarea de partea mea, să știi. Wow, primele diamante după atâta timp. Auzi, stai puțin 2 minute că mă cheamă maica mea să îmi zică ceva și vin imediat, ok? Acum este momentul să ne arătăm identitatea. Nu știu, o să fie foarte troll. Cred că o să reacționeze bine, nu cred că o să zică ceva sau așa. Nu știu, sunt super curios, hai să vedem care e faza. Ok, am revenit, gata. Auzi, vreau să spun o întrebare, dar... Nu știu că o să super pe mine, e așa mai ciudată, nu știu. Voiam să zic că a fost un troll și că de fapt sunt YouTuber și ăsta a fost un personaj pe care l-am jucat eu, de fapt nu mă cheamă Vlad. Și gen, toată chestia asta a fost așa, Caterinca gen. Ești YouTuber? Da, ok, stai, două secunde. Ok, mă auzi mai bine acum? La fel de bine te aud. Nu pot să cred. Sper să nu te sper pe mine sau ceva. Am vrut să fac așa o chestie, gen să iau pe cineva și să mă prefac că nu știu să mă joc Minecraft. Eu de fapt mă joc Minecraft, îți dai seama că mă joc cu groază Minecraft. Te super gen să apari în clip sau așa, ai vreo problemă? Nu, doar să-mi dai și mie link-ul. Sigur, ok. Și mă simțeam așa, știu... Pro player, că te învăț aici cum să faci. Adică nici eu nu știam să joc, dar tu ne-ai jucat de mai mult timp și am zis că te învăț. E ok. Deci nu ai 16 ani. Nu, n-am 16 ani. Mă rog, toate fazele și diamantele și creeperii, eu le spawnam, eu puneam și diamantele, le-am pus eu și toate astea. Oh, nu cred. Adică, da, nici măcar n-am găsit diamante, ca idee. Și mi se părea mie că se spawnează mobi lângă mine și am zis că... Ok, nu văd eu bine, oare? Sau pur și simplu se spawnează mobii? A fost amuzant. Și tu chiar ai crezut că gen nu știu să mă joc și așa? Da, te-am crezut. Pentru că când ai zis, nu știu, Latis, loc de lapis, ai zis cumva Latis. Da, am zis Latis. Ok, începător. Hai, deci e bine, înseamnă că mi-am jucat bine personajul. Cam atât a fost cu clipul ăsta, sper că v-a plăcut, dați acolo un like și un comentariu cu faza voastră preferată din clip și ne auziți și noi data viitoare. Pa, pa!